locul 1 în trending se află... Pă bune? LA Gang. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Bine ați venit, doamnă și domnule, eu sunt foarte plictisit astăzi. În sensul în care este duminică când filmez chestia asta și nu îmi găsesc tricoul cu ceau câfă. N-am ce face, am încercat, fac rost de el. Vedeți? Vedeți? Aici unde e locul? Acolo trebuia să fie. Nu am habar unde e. Vă rog, cumpărați-mi unul. Așa că va trebui să filmăm cu această freză. Facem acest trending review 4, cred, cu acest tricou și această freză. Nu se poate face nimic în vederea asta, îmi pare rău. Mereu am o rezervă. O să intrăm în trending. În momentul în care filmez eu chestia asta, pe locul 1 în trending se află... Pă bune? LA Gang. Iisus, ajută-ne! Iarăși ganguri, frate. Vreau un showdown dacă tot se fac ganguri atâtea. Că a postat și KSI-ul cu distrecul. Vreau showdown. Cel mai bun gang de pe YouTube să apară, să facă ceva. LA Gang, ok, o să ne oripilăm. Dar am promis că măcar primele 5 clipuri sunt obligat prin lege să mă uit măcar un pic la ele. LA Gang, Los Amigos, locul întâi. Aoleu. Nu știu dacă voi auziți. Wow. Wow, ce trup mirobolant. Wild. Cred că nu m-am speriat așa nici clasa întâi când a venit Moș Crăciunul ăla cu mască. Cine e aia? A râs, a râs când l-am îmbrăcat. A râs. Uitați-vă la fața ei. Uite la fața. Nu să mă că ăsta a pus-o pe aia. Fii atent, eu o să vin dezbrăcat așa ca un Pablo Escobar cu bling-bling-uri chestii, păscănii în jos. Nu o să arăt minunat, dar tu trebuie să vii să-mi dai un halat ca să nu mă fac de râs tot video. Și nu râde, dacă râzi, tai salariu. Zică de modată, dacă mă enervez să știgă gang-ul meu nou. Alvarez. Să uite Alvarez cu fundal, ești nebun la... Stai, ce? De modată, dacă mă enervez să știgă gang-ul meu nou. Alvarez. Ok, să ne uităm după aia la ceilalți membri pe care nu i-am văzut încă. What? S-a teleportat? S-a teleportat! S-a teleportat! Alvarez este teleportat în Giu! Pe ce faci? Ok, am înțeles! E vibe din ăla de sunt plin de bani și am curve în casă. Eu altfel nu pot să-mi explic. Păi îți dai seama că pe fetele astea trebuie să le pună gen... Ok, veniți dezbrăcate. Cât mai dezbrăcate? Sumar îmbrăcate. Puneți-vă pe canapea, jucați-vă FIFA sau ce pizda. Nu s-au jucat nimic, probabil, dar în fine. Bate spawn-ul când trec. Hai! Băi! Băi! De ce? Am dat pe mut. Așa sună mai bine. Ok, în afară de refren, ai ceva melodia asta? Asta cine e? Și care-i fata din gang-ul? Aia... Ok, m-am plictisit, nu mai pot să ascult, dar avem aici fete din clip. Oh, mi-a dat fetele din clip. Oh. Ok, ăsta e Elf. Ne-am cunoscut, LA Gang, wow. Asta era Anca. Bună, eu sunt Anca, am 16 ani și de ceva timp am gândit să mă apuc de vlog, deci uitați-mă aici. O să... Ce e asta? Nu avem de ce să ne oprim niciodată. N-am ajuns la partea aia, ok. Stai. Ți-a dat cu șampanie pe țâțe. Singurul interes al meu din toată șmecheria asta. Ok, asta arată bine. Chiar de soție, dar totuși ce e asta? Ce e acest inuman acel? Bore, serios, nu nu-mi dau seama. Uite puțin. Cum? E de două ori cât ea. Nu-ți dai seama? Bă, asta e chiar o față drăguță. Îmi pare rău cum ce-am zis de ea. De fapt, acum mi-am dat seama că cel mai trist lucru e când te uiți la un clip de genul ție, în loc să spese ce dracu zice Alvarez, tu de fapt, adică eu, cel puțin pentru că sunt un nesimțit total, mă uit numai la fetele din clip și comentez ce fetele alea acolo, nu-mi pasă de ce zic ăștia. Acum nu știu cât de mult a ajutat faptul că sunt niște fete, dar... Se toarne în gură lui aia ceva ca să poți să-mi... Yeah, boy.
Mai departe! Că mai erau mai multe ganguri. Locul 2 în training Carmen de la Sălciuca, încă a rezistat. Voi tu ești nebun? Bine, nu mă uităm cu atât la el, că e în training-ul review trecutul. Dar, asta ce mai face comentul. What? Mi-a zis, te iubesc, please. Se bloc întâi în comenturi. E foarte bine. Oh, ne-a atins nimeni și ăla. Cine dracu' e asta, Nick Music. Mai departe, locul 3 în training. N-Kix, al treilea gang. Oare cine va câștiga? Dă-i, rup, pizza, pizza! Ea, o murdări, nu face nimic. Dracu ați filmat asta. Eu n-am voie niciodată pe acoperiș la bloc. Niciodată, niciodată. Și când am încercat să filmez distrecul meu, nu m-a lăsat nimeni să urc pe bloc. Nu știu unde se urcă oamenii pe bloc. Cineva să-mi spună, unde dracu urci pe un bloc? Că lumea spune că vreau să mă sinucid. Bă, așa fața am. Andrew Schman, pare încrezut, dar pare Schman. Ok. Nu am avut nimic. Uite, pentru fiecare. Dacă tot am intrat în chestia asta cu ganguri, training review ăsta o să fie gen mai mult gang. Mă întreb dacă mai e vreunul mai jos, că ar fi amuzant. Okay. Ah, părerea mea despre Juleu. Juleu mi este ca un copil, când ne vedem mereu mai în brațe, după aia nu mai pot să-l dau jos. Dar aia am cerut brățara aia, nu era atunci niciodată. Ah. Cine dracu e ăsta? Cred că e pican, cred. Dar nu știu, cu freza aia cred că e, poate fi Cezara în același timp. Vreau să mai văd pe Cezara, poate aia e mai frumoasă și atât. Ok. A, Sneak, uite, de Sneak îmi place ca persoană. Un pic. Mamă, m-a făcut ratat! Ce Zara? Te văd părinții! Na, aia cu Fresh mi s-a părut mai... Asta nu o să țin minte. Picanu e voce bună, nu te mai îmbrăca ca toate pizdele. Da. Părerea mea, îi apreciez pe ăștia mai mult pentru că nu au acele doze frumoase de suflete în față, dar apreciez mai mult Punks pentru că nu știu ce. Îi apreciez mai mult. Locul 4 în trending, nu sunt greșeli din Dorian Popa Fit Hut. Domnilor, în această seară o să vă prezint știrilele. Nu știu ce. Ce e asta? Acum știri din lumea sporturilor. Tripul pe ciuperci al lui Alex Alvarez continuă. În urma acelorași substanțe halucinogene, omul nostru a continuat să alerge prin toată pădurea băneasta, iar apoi a continuat fuga până la maratonul din Franța, câștigând astfel locul întâi. Sursele noastre spun că mâine seară primarul capitalei îi va înmâna cheia. Ce asta? Ce poliție? Să marfă, ce poliție? Ce mă, hai, ce mi-ai dai? Dă-i drumul de aici, dă-i mai drumul de aici, l-auzi? Dă-i drumul de aici. Vino mă încoa. Ce era aia? Dacă mă dă aici, nu știi pe aia că ce poliție? Ce mă, hai, ce mi-ai dai? Dă-i drumul de aici, dă-i mai drumul de aici, l-auzi? Dă-i drumul de aici. Ce e asta? Nu știam de chestia asta. Ce e asta? Brrr, strag una. Ah, am uitat să las coment. Bă, de ce nu mi-am amintit niciodată? Bă, am lăsat coment. Pupic. La primul training mereu trebuie să... What? Și like singur, repede, unde e like? Așa. Ce e asta? Ce dimensiune am? O, are un minut, e ok, nu mă trebuie să plâng. What? Ce... Ce asta? Părut mie din cur, da? Știi, și am eu aici un centimetru și o să mi-l bag în cur. Vedem peste țâțe cât e destinuși. Da. Mă cam trece la baie deja. Dar vai. Nu, nici el, chiar mă trece la baie. Mă întorc! One eternity later. Mulțumit ce era, dăm de la început că nu mai știu ce naiba era. În clipul trecut că mi-a mai dispărut mie din cur, da? Știi, și am eu aici un centimetru și o să... Mi-a dispărut ție din cur, asta era problema. Vedem peste țâțe cât are Cristinuș. Am văzut că a fost măcar melodie super melodramatică. O, dar vai, nici nu mă așteptam.
90. O, cât, cât înseamnă 90? Nu vreau să văd cât ai acolo. Cât înseamnă? Cât? N-am de ăla. Sau am? Dacă știu unde e ăla, dacă am doar de ăsta. Dar... cum dracu faci? Hai mă, Cristina, dă-mă ăsta, că și eu am 90, dacă este așa, nu se vede? Hai! 60! 60 în burtă, aici nu cred că te mai bat. Dacă ideea așa mai puțin ca tine, nu cred că te bat. Dar, cum mă demonstrez doar cât de pitic sunt sau ceva? 80? Da, aici am 80. Nu știu cum se va arăta cu asta de măsurat, harbuzi. Harbuzi. Dacă vreau să fac vreo casă vreodată, sunt pregătit. Și momentul adevărului, ce a așteptat toată lumea, să vedem cât are Cristinuși peste funduleț. O, da. Oare am 90, 60, 90? Eu cred că nu. E greu de crezut că vorbește așa, dău, dar... Opa! Fix 100! O filmora la final. Momentul adevărului pentru mine. Să vedem cât are, cum a zis ea, Alexuț peste funduleț. Aici s-ar putea să întreacă bariera spațiu-timp, dar... Dar cum se pune? Gen, aici ai funduleț, aici ai funduleț. Ehe, dacă e să iau curul, stai, fii atent. Eu am 100, nu știu cum se arăt. Bine, e fix 100, ceea ce mă îngrijorează. Am fix, uite, nu știu cum dracu. Ce trebuie să vedem un stres atac? Mă credeți pe cuvânt, dar totuși. Locul 1, 2, 3, 4. Deja încolo nu mai intre. Ah, Dani Mocanu, campion, l-am mai văzut. Moschito, noapte târziu. F-chan, sunt om, nu știu ce. Carol, bă, la numai melodii. Despre jandarm, gazin, șobolan. Ăsta merita să-l vedeți. E de la Teo, e super șmecher. 17 fani, e useful, back to school, hex. Râs ca prost, episod 9. Liviu Vârciu și Andrei Ștefan l-au învins pe Neamarin. Da, confesiuni cu 5G. Oh, my life. Hey, încă un vlog cu 5G. Deci... Yo, are... Băi, exploit chiar postează. Nu, chiar film. Filmează până l-a postat, mai e, mai e. O lună aproximativ. Ia o aiza pe să exploit și astăzi. Vreau și eu, da-aia. Punem și eu da-aia. Acum mă, dragiu, știu că poți să editezi. Trebuie să poți să editezi asta, trebuie. Mulțumesc. Ai pus ce trebuie, nu? Exploit. Și de radia, da. Gabi. Da. Este singurii proști de aici. Sau... Sunteți singurii proști de aici. Shellish! Vrea cineva să înceapă, are cineva ceva pe suflet. Da, am eu. De ce dracu mă uit la video-ul ăsta, da? Am eu o confesiune. Exploit. Oh, nu. Azi dimineață ți-am zis, mă duc la duș. Tu ce ai făcut? Ba, e la duș. Ce? Și pe lângă asta, exploit, tot la nevărsim. Știi că am mers toți. Bă, dar acum pentru mine, toate. Gang-ul versus exploit. Deci știi că am mers toți împreună, așa, gang-ul, ei. Ei bine, te-am văzut de două ori la nevărsim. Și eu, tot de două ori. Ai venit la grafe și fixativ. Restul te-am văzut tot fest. Cum strângi la față? Alo, îmi dai și mie niște agrafe? Bă, s-ar putea să ne... Ai vreo fustiță în plus? Cei care întotdeauna Shakira, iubirea mea. Asta a fost clipul de astăzi, nu mă știu ce dracu am făcut, de ce am film, nu știu ce am făcut în cap la baie. Nimeni a viitoare Alpha King Out la 3, 2, Why are we still here? Just to suffer. De azi la 3, 1, 2. Ah, aparent găina a pierdut showdown-ul cu Elanu. Îmi pare rău, Elanu e câștigător. O să vă devoare sufletele. Nu vreau la viitoare, Alpaca King. Respect. Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect.